Și-au dat mâna generațiile. Elevii liceului Traian Lalescu au prezentat astăzi la Biblioteca Municipală din Hunedoara sceneta Motion Roată și Unirea. Alături de ei au fost folcloriștii pensionari ai Hunedoarei, cât și membrii cenaclului de vârsta treia. Dacă e după mine, spun că este foarte bine, că doresc să ne adune lângă ei. Așa vom pune pietricele mici, dar bune, să pornim o temelie în Marea Românie. A existat în tradiția noastră ca să cinstim cum se cuvine sărbătorile naționale ale poporului român. Astăzi fiind Unirea Principatelor Române, ne-am orientat, de fapt în fiecare an sărbătorim acest eveniment și găsim un sprijin deosebit în Biblioteca Municipală Hunedoara, în școlile hunedorene și împreună organizăm aceste evenimente. La micuțul spectacol au dat curs invitației și oficialități care au rămas profund impresionate de scenetele copiilor. Onoarea este de partea mea. A fost o manifestare extraordinară de patriotism. Mi-aș dori ca în toate locurile pe unde lucrez patriotismul să ajungă la aceste cote. Singurul lucru pe care îl pot spune cu toată convingerea și cu toată emoția, Doamne, ocrotește-i pe români. Au fost scenete foarte impresionante oferite de acest grup minunat de copii de la liceul Traian Lalescu. A fost foarte, foarte multă pasiune, foarte mult suflet și am văzut chiar la o domnișoară care a recitat poezia lui Mihai Eminescu, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, care a pus atâta pasiune încât la un moment dat a dat lacrimile. Era foarte frumos și foarte emoționant. Este important pentru noi că copiii noștri păstrează în continuare vie flacăra Unirii. Persoanele prezente s-au bucurat atât de scenete, cât și de cântecele cunoscute interprete hunedorene Mariana Suciu. Așteptam. În fiecare an am venit aici, cel puțin în ultimii 5 ani, și aș fi fost dezamăgită să nu se mai țină, mai ales că în 15 ianuarie în oraș, nu știu, nu s-a întâmplat mare lucru. Și ce v-a plăcut cel mai mult azi, acum? În primul rând copiii deosebiți au fost și aș vrea în fiecare an să fie cel puțin la fel ca până acum. Foarte frumos și bine pregătit. Au făcut impresie bună elevii care au venit, doamna Suciu care a cântat, fata care a recitat frumos. Foarte, foarte frumos. Nici nu m-am așteptat să fie așa frumos. Nu m-am așteptat. Am venit și neinvitat, am venit că astăzi e Unirea României. Tema evenimentului a fost Țara mea de glorie, țara mea de dor și a fost organizat cu ajutorul Bibliotecii Municipale Hunedoara, a pensionarilor care au dorit să se implice și nu în ultimul rând al tinerilor care și-au dovedit patriotismul în fața tuturor.